Bine v-am regăsit! Haideți să vedem de ce țânțarii îi înțeapă mai mult pe unii oameni decât pe alții. Grupa sanguină, metabolismul, efortul fizic, culoarea hainelor și chiar consumul de bere îi pot face pe țânțari să fie mai mult sau mai puțin atrași de tine. Se pare că 20% din populație este mai delicioasă pentru țânțari. Oamenii de știință susțin că au găsit și câteva explicații pentru acest lucru. Grupa sanguină. Țânțarii se hrănesc cu proteinele din sângele nostru, dar se pare că unele grupe de sânge îi atrag mai mult decât altele. Spre exemplu, în cadrul unor teste s-a demonstrat că persoanele cu grupa 0 au fost pișcate de două ori mai frecvent decât cele cu grupa A. Cei care au grupa B se află pe undeva la mijloc. De asemenea, genele joacă și ele un rol important. 85% dintre oameni secretă un semnal chimic în piele, care indică ce grupă sanguină au. Restul, de 15%, nu secretă acest semnal. Studiile au arătat că țânțarii sunt mai atrași de oamenii care secretă semnalul cu pricina, indiferent ce grupă sanguină au. Respirația. Una dintre modalitățile prin care țânțarii își localizează ținta este detectarea dioxidului de carbon expirat. Pentru asta folosesc un organ olfactiv care simte de la 50 de metri dioxidul de carbon. Așadar, oamenii care expiră mai mult CO2, în special cei mai corpolenți, sunt pișcați mai des. De altfel, acesta este și motivul pentru care copiii sunt în general pișcați mai puțin decât adulții. Exercițiile fizice și metabolismul. În afară de respirație, țânțarii sunt atrași de acidul lactic, acidul uric și alte substanțe care se elimină prin transpirație. În general, țânțarii sunt atrași de persoanele cu o temperatură a corpului mai ridicată, întrucât efortul fizic favorizează secreția acidului lactic și creșterea temperaturii corporale. Țânțarii vor fi atrași tocmai de acele persoane. Și aici, factorii genetici joacă un rol important. Aceștia influențează cantitatea de acid lactic, acid uric și alte substanțe eliberate de corp, astfel că anumiți oameni vor fi mai atrăgători pentru țânțari decât alții. Bacteriile de piele. Un studiu demonstrează că în funcție de tipurile și volumul de bacterii care se găsesc în mod natural pe pielea omului, unele persoane atrag țânțarii mai mult decât altele. Cercetătorii au descoperit în cadrul experimentului că un număr mare din puține specii de bacterii făceau ca pielea să fie preferată de țânțari. Dimpotrivă, un număr mare din multe specii de bacterii făceau ca pielea să fie ocolită de insecte. Aceasta poate fi explicația pentru care țânțarii ne pișcă mai des de glezne și de picioare. Aici, coloniile de bacterii sunt mai robuste. Consumul de bere. O singură sticlă de bere consumată te face automat mai atrăgător pentru insecte. Studiile nu sunt însă foarte concludente în acest sens. Unii cercetători cred că țânțarii pot fi atrași de etanolul eliminat prin transpirație sau de creșterea temperaturii corporale. Însă, afinitatea țânțarilor față de persoanele care consumă alcool nu poate fi explicată precis. Sarcina. Femeile însărcinate sunt pișcate de două ori mai des decât celelalte. Doi factori sunt implicați. Femeile însărcinate expiră cu peste 20% mai mult CO2, iar temperatura corpului lor este puțin mai ridicată. Culoarea hainelor. Pare absurd, însă țânțarii nu localizează oamenii doar după miros, ci și după culori. Culorile puternice, negru, albastru sau roșu, te transformă adesea în țintă sigură.